Lecția 40. Lecțion 40. Pronumele abstracte. Abstracte pronomina. Pronumele abstracte se împart în mai multe categorii. 1. Pronumele hotărâte. Indefinit pronomina. 2. Pronumele negative. Negatives pronum. Și 3. Pronumele interrogative. Interrogativ pronomina. 1. Pronumele nehotărâte. Ales, tot. Și ale, toți. De exemplu. Ale sunt here. Toți sunt aici. Un alt exemplu. Du kannst nicht alles haben. Nu poți avea totul. Einer, eine, eines. Unul, una, unu. De exemplu. Nur einer sagte uns die Wahrheit. Numai unul ne-a spus adevărul. Un alt exemplu. Wollen Sie noch eins haben? Mai vreți încă unul? Das sind schöne Blumen. Acestea sunt flori frumoase. Un alt exemplu. Darf ich mir eine nehmen? Pot să-mi iau una? Etwas. Ceva. De exemplu. Ich sage dir noch etwas. Îți mai spun ceva. Irgendeine, irgendeine, irgendeines. Vreun, vreo. De exemplu. Irgendetwas. Ceva. Irgendjemand. Cineva. Irgendwas. Ceva. Irgendwelche. Cineva. Exemple de propoziții. Irgendeiner sagte das. Vreunul a spus asta. Ich habe irgendetwas vergessen. Am uitat ceva. Ich suche irgendwen. Caut pe cineva. Observație. Irgendwen este forma de acuzativ a lui irgendwer. Acesta își schimbă forma în funcție de caz, la fel ca articolul hotărât der. Jemand. Cineva. Conjugarea acestuia. Nominativ. Jemand. Genitiv. Jemand, e, s. Dativ. Jemandem. Și acuzativ. Jemandem. Exemplu de propoziție. Er hat jemanden angerufen. A sunat pe cineva. Nu are forme de plural și se referă doar la persoană. Viel, mult, apare ca adjectiv pronominal. Exemplu de propoziție. Es gibt viel Lärm im Zimmer. Este multă gălăgie în cameră. Was, ceva. Se referă la lucruri în general, niciodată la persoane. Este o variantă prescurtată a lui etwas. Exemplu de propoziție. Ich wollte noch was erklären. Voiam să mai clarific ceva. Wenig, puțin. Se folosește ca adjectiv pronominal și ne arată cantitatea. Exemplu de propoziție. Ich trank wenig Wein. Am băut puțin vin. Keiner, keine, kein. Nici unul.
poate apărea singur sau însoțit de substantiv. Exemplu de propoziție. Ich habe das keinem gesagt. Nu am spus asta niciunuia. 2. Pronumele negativ. Nichts. Adică nimic. Exemplu de propoziție. Ich habe nichts gesehen. Nu am văzut nimic. Er machte nichts Gutes. Nu a făcut nimic bun. Niemand. Nimeni. Conjugarea acestuia. Nominativ. Niemand. Genitiv. Niemand. Es. Dativ. Niemanden. Și acuzativ. Niemanden. Și exemplu de propoziție. Niemand ist im Zimmer. Nimeni nu este în cameră. 3. Pronumele interrogative. Was, ce, conjugarea acestuia, la nominativ was, la genitiv wessen și la acuzativ was. Exemplu de propoziție. Was kann ich machen? Ce pot să fac? Was sagte er dir? Ce ți-a spus el? Wer, cine, conjugarea acestuia, nominativ wer, genitiv wessen, dativ wenn și acuzativ wenn. Exemplu. Wer spricht? Cine vorbește? Wen rufst du an? Pe cine suni? Was für einer, was für eine, was für eines. Ce fel de? Acesta se declină la fel ca articolul nehotărât. Conjugarea acestuia la plural, nominativ. Was für welche? Genitiv. Was für welcher? Dativ. Was für welchen? Și acuzativ. Was für welche?